Bună ziua și bine ați venit la Biblioteca Județeană. Gheorghe Teodorescu Chirilean, în aceste zile noi sărbătorim zilele bibliotecii. Este o ocazie în care dorim să venim și cu activități din proiecte de succes ale Bibliotecii Județene, derulate în parteneriat cu Fundația Progres, cu instituții de învățământ din județul Neamț, care dețin cluburi de robotică, cu parteneri din biblioteci publice din România. Și pentru că acest proiect a devenit deja, a depășit și granițele țării, a fost și premiat, Code Kids este mai mult decât cunoscut în România. Copiii fac coding în bibliotecile publice. Un proiect care și are începutul, cred că în 2018, dacă nu mă înșel eu, la noi în județ. S-au alăturat un grup de 10 biblioteci comunale la început, alături de Biblioteca Județeană, după care numărul celor care aderă la acest proiect este în creștere. De fiecare dată, în bibliotecile județene, în fiecare an, are loc un târg regional de știință și tehnologie. Pentru că bibliotecile județene, prin grupele de avansați sau de începători, la un moment dat au o fluctuație mai mare de membri în cadrul cluburilor, dar colaborează într-un mod destul de eficient și cu liceele de profil sau liceele de profil tehnologic și de informatică din județ. Astăzi noi la Piatra Neamț, la acest târg regional de știință și tehnologie, am invitat echipa de robotică de la Colegiul Național de Informatică și de la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu, care au o experiență, o să vedeți și dumneavoastră, și au dobândit un grad de performanță și sunt câștigătorii unor premii și naționale și, dacă nu mă înșel eu, și internaționale. Dar de ce ne-am oprit doar la două instituții de învățământ din municipiul Piatra Neamț? Pentru că practic, ei sunt cei care ne-au fost nou punctul de plecare pentru găsirea acelor ambasadori și acelor membri ai cluburilor de la Biblioteca Județeană, atât pentru începători și avansați. Sunt ca întotdeauna, fiind club de avansați, cum ei sunt de clasa 11 sau a 12, deja pleacă spre instituții de învățământ universitar și nu întotdeauna îi avem alături mai mulți ani, de aceea este important să formăm noi cluburi pentru începători. Sunt astăzi aici la Piatra Neamț colegii din bibliotecile comunale din județul Neamț care și-au anunțat participarea Borlești, Tămășeni, Tazlău și am înțeles că este și o grupă de începători ca să vadă cum decurg lucrurile. Mai sunt câțiva invitați din Piatra Neamț, dar o să-i las pe ei să se prezinte de la o firmă de tehnologie informatică sau mai bine știți dumneavoastră și colegii de la Bacău și cei de la Iași. Vă spunem bun venit, îi dau cuvântul colegului meu, domnul Virgil Cojocaru, cel care coordonează proiectul în județul Neamț, cel pe care îl cunoașteți și cu care ați discutat întregele toate activitățile pentru desfășurarea cu succes a acestui proiect. Vă mulțumim, vă dorim o ședere plăcută la Piatra Neamț și vă doresc succes. Da, mulțumesc. Voi fi foarte scurt. Deci, eu propun ca, așa cum e la un târg, ca fiecare echipă, practic, să-și prezinte, să spună cine este, ce face și cu ce produse a venit aici. Și fiecare, cum am venit, facem un tur al tuturor standurilor prezente aici. Deci, cum am spus, sunt echipe de la biblioteci publice și de la cei care fac de demonstrații de la colegii și de la Smart Lab. Noi suntem reprezentanții Evastream House, Hub,
suntem un hub educațional și eu mă ocup în mare parte de laboratorul de robotică și programare plus cyber security. Ea este una din elevele mele și ce avem aici? Avem mai multe montaje pe plăci Arduino, un montaj pe placă ESP32 și vestitul M-Boot, care toată lumea cred că a auzit de ea, și OZO-Boot-ul. Amândouă se programează cu blocuri sau cu culori. Altceva aștept întrebări. Bună ziua! Numele meu este Gheorghe Ștefan și vă prezentăm acest purificator de aer cu sistem de ionizare. Pe bază de sistem de ionizare. Acesta funcționează cu o placă Arduino 1R3 cu un senzor de praf conectat la acesta și întregul sistem de purificare. Placa Arduino și senzorul de praf sunt conectate împreună. Senzorul de praf, atunci când identifică că aerul nu este filtrat, va activa placa Arduino, iar odată ce este alesă o funcțiune anume, se va activa specifică purificarea aerului. Purificatorul de aer în special se ocupă cu curățarea aerului, eliminarea bacteriilor, alergenilor și și în special am gătit pentru biblioteca noastră. Mulțumim! Da. Păi de asta suntem aici, ca să exersăm, să nu mai avem emoții pentru viitor, când cei de voi de acolo să treceți în locul celor de aici, iar cei de aici se vor duce mai departe. Poftiți! Bună ziua! Mă numesc Gabriela Monescu și împreună cu colegele mele Adina Cialanu, Carmen Stanciu și echipa de ele de la Colegiul de Biomecanicanu. Am venit să vă prezentăm o parte din realizările noastre realizate la Centrul de Excelență Grupa Electronică și Robotică. Sunt elevi din clasa 9-12 de liceu. Am programat în toate aplicațiile, au fost programate folosind Arduino, Microbit, Lego, M-Boot. Avem și platformă Raspberry Pi, imprimantă 3D, deci am învățat foarte multe la liceu. O să vă prezinte ei mai pe larg creațiile, pentru că le-au realizat în această săptămână. Avem și aplicații mai complexe, dar deocamdată am zis că să-și prezinte aplicațiile făcute timp de o săptămână. Toate kiturile le-am obținut prin proiectele Erasmus. Avem foarte multe mobilități Erasmus. Poate și de aceea m-am bucurat nespus că anul acesta au venit la noi elevi cu medii foarte mari, elevi cu medii de 8, de 9 și încercăm să facem performanță la nivel european. Aici avem mai mulți roboți, făcând de Lego Maestro nivel 3. Sunt niște programe foarte frumoase și foarte fain să lucreze de ele. Sunt simpliste, dar fac foarte multe chestii importante și simple. Avem veșnicul Make Blog, care face și toată lumea de aici, probabil. Avem Microbit, aici. Deci, Microbit este un sistem de LED-uri care se aprind într-un anumit mod și putem să-l programăm pe calculator sau LED-uri. Așa. Avem și imprimantă 3D și am făcut o felul de minunății pe locuri. Așa. Și mai avem și Arduino. Pentru știu. Mersi. Așa. Așa. Mai avem și niște sisteme în electrică făcute prin muncă multă pe către colegii noștri mai mari, care acum cred că sunt la facultate, toți. Sau tătici, nu se știe. Și
Este un sistem foarte bine făcut și mult de explicat. Avem și aici un bloculeț și cam atât. Vă așteptăm la statul nostru și vă prezentăm mai larg. Suntem o muncă laborioasă. Sunt copiii, sunt foarte pasionați de ceea ce creează ei, de ceea ce fac ei. Și le doresc succes. Și vă așteptăm la statul nostru. Avem și bobocei de clasa a noua. Au venit destul de mulți. Sunt numeroși. Vrem să creștem în același spirit al roboticii și competiției. Vă mulțumim! Problema vă va explica la tu. Bună ziua, numele meu este Tudor.
lansați The Creators. Noi am ales această problemă pentru că am observat că în anul 2022 seceta a fost o problemă principală, nu neapărat doar la noi în comună, dar peste tot în România. Considerăm că importanța proiectului nostru este una imensă, deoarece apa este punctul de plecare a vieții. Fără apă nu ar putea exista nimic, iar fără apă nu ar putea exista copacii din care sunt făcute cărțile și noi unde ne aflăm aici, într-o bibliotecă. Da, asta era tot ce mai vreau să vă zic. Acum îl voi lăsa pe Ștefan să continue cu informațiile tehnice. Bună ziua, mă numesc Cristi Ștefan și vă voi prezenta componentele acestui robot. Robotul are ca componente un alimentator de 12 volți, o pompă subțire foarte mică, care și aceasta are nevoie de alimentator, care este și ea tot de 12 volți. Un component mai are un switch, un relay, mai are o placă de cod Arduino Uno R3 și un LED care are trei funcții, dar nu a fost la două. Cam astea sunt componentele. Robotul funcționează în felul următor. Senzorul de umiditate este aplasat pe pământ și aceasta transmite semnale către placa de cod Arduino Uno R3. Dacă pământul este sub, la un anumit grad de umiditate, robotul funcționează sau nu funcționează. Atunci când robotul funcționează, LED-ul va fi roșu, deoarece atunci solul nu are destul la apă, dar când solul are destul la apă, LED-ul se aprinde verde. Mulțumim! Bună ziua! Noi suntem membrii clubului de robotică de la Liceul de Informatică, club ce a fost reînființat recent, după o pauză de 2 ani de pandemie. La noi avem un robot EV3, doi roboți EV3, o imprimantă 3D cu care am construit câteva piese pentru acest robot. În încuperea de la cursul de robotică avem și robotul pentru concursul BNP First Tech Challenge, dar nu am reușit să-l aducem astăzi. Astăzi am construit acest robot în 3. I-am atașat acești doi senzori de culoare și am făcut un program special pentru a urmări această linie neagră. Noi am denumit acest program Follow the Line. Stați un moment. Și precum puteți vedea, acesta este codul. Aici, când ia curba, aici să-l vedea. Vă voi răspunde la întrebare. Aici îi vezi competența. Precum puteți vedea, acolo scrie ne referim la senzorul, la primul senzor, care am programat să vadă culoarea neagră. În cazul în care vede culoarea neagră, să facă un viraj la stânga. În momentul în care faci un viraj la stânga, automat, senzorul, al doilea senzor, o să fie poziționat pe linia neagră. Astfel încât, atunci când senzorul, cel de-al doilea senzor, o să vadă linia neagră, va face locul atrag. Și astfel continuă să facă mișcările astea, așa încât să poată să mă aducă linie. Dar mai există și posibilitatea în care cei doi senzori să vadă în același timp culoarea neagră, și în momentul în care se întâmplă acest lucru, să urmărească linia. Dar asta nu-i tot. De asemenea, am creat și acest mecanism. Da. Prin intermediul acestui senzor de touch, putem să mișcăm, putem să acționăm motorul robotului și să învârtim linia. De asemenea, avem și codul pentru ceea ce v-am arătat acum ultima dată. E foarte complex, este destul de ușor.
Avem pe masă și o imprimantă 3D, pe care am folosit-o în mod special pentru a printa piese pentru roboții Lego, deoarece nu avem chiar la îndemână toate piesele, iar această imprimantă este foarte versatilă. De exemplu, aceasta este o pilă care vine pe spatele robotului, după cum se vede la cel care se mișcă partea roșie. Această imprimantă poate fi folosită printr-un efectiv orice, dacă avem nevoie. Adică, de exemplu, pe acest laptop se poate vedea că putem printa niște organizatoare de cabluri care se prind pe birou. Și toate în scurt timp. Gracias.